Vă salut prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și astăzi s-a încheiat săptămâna de filmări și bineînțeles am decis să vă spun favoriții, o să vedeți surpriză extraordinară de mare, doar că mai întâi trebuie să mă lăsați puțin să vă explic despre ce este vorba pentru a înțelege și dumneavoastră ceea ce se întâmplă acolo la canal D. Dar nu înainte de a Intra în subiect, vreau să vă mulțumesc pentru numărul uriaș de like-uri. Am depășit 3500 de like-uri la un vlog, cred că se poate și mai mult, numai cu ajutorul dumneavoastră. Iar cei care sunteți noi pe acest canal, încă 3000 de abonați și ajunge la numărul de 30.000. Așa că vă rog și pe dumneavoastră să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a afla în timp real ceea ce se întâmplă în casa iubirii cu o săptămână înainte. Prieteni, vă întrebați de ce am această poză cu Patrick și Nona, vreau să vă spun că toată săptămâna viitoare o să vedeți cum Patrick spune că își dorește să meargă acasă la Nona, că nu mai face cuplu în casa iubirii, nu mai vrea să caute nicio fată, omul chiar își dorește să plece, din ce am înțeles și vorbește pe TikTok, fac live-uri pe TikTok, eu nu prea stau pe TikTok, nu urmăresc, dar poate cei care urmăresc se vede când sau ei lumea spune că își declară iubirea acolo pe TikTok, deci Patrick chiar pot spune că are o relație serioasă cu Nona, dar nu este lăsat să plece acasă din cauza acelui contract pe care Canal de l-a încheiat cu concurenții din emisiune sau din Casa Iubirii. Deci Patrick nu poate pleca acasă din cauza problemelor contractoare și acum cireașa de pe tort, prieteni dragi, Cine credeți că a ieșit favorit în data de 4 iunie? Da, majoritatea dintre voi ați ghicit. Este chiar Patrick. Deci, nu numai că nu-i dă voie să plece, doar că mai nou îl fac și favoritul publicului. Sincer vă spun, îmi este greu să cred că Patrick are atâtea voturi și este atât de susținut de către dumneavoastră până la urmă de către cei de acasă. Doar că Vedeți, cei care se plâng că vor să plece acasă săptămâna viitoare ies și favoriți. Deci, prieteni, Patrick câștigă cecul în valoare de 5000 de lei. Patrick va rămâne în emisiune pentru că nu a putut să fie propus la eliminare, deoarece a fost propulsat pe primul loc în ghilimele de către dumneavoastră public, cu ceea ce mie mi-este foarte greu să cred. Și Patrick mai rămâne încă o săptămână acolo în emisiune fără voia lui pentru că încă o dată mă repet ale acel contract și nu poate să părăsească emisiunea Casa Iubirii. Concluziile le trageți dumneavoastră, dragi prieteni. Eu o să revin în două sau trei zile cu următorul vlog și o să vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii. Cam atât am avut să vă spun. În continuare vă rog și fac apel la dumneavoastră cei care intrați nou, noi sunteți noi și intrați pe canalul meu de YouTube, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru că este gratis să vă abonați și până la urmă mă ajutați și pe mine să ajung la cei 30.000 de urmăritori. Doamnelor, domnilor, numele meu este Alin, iar eu ca de obicei vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog. La revedere!